Rafael Nadal s-a impus în finala de la US Open în fața lui Kevin Anderson în 3 seturi și a câștigat astfel al 16-lea turneu de mare șlem din carieră. Spaniolul nu a avut nicio problemă în fața sud-africanului, de care a trecut cu 6-3, 6-3, 6-4. Rafa a ajuns la 16 trofee de mare șlem la 31 de ani, fiind la 3 de Federer, care are 36 de ani. Anul acesta Nadal s-a mai impus la Roland Garros, la Monte Carlo, Barcelona și Madrid. De menționat că la ediția din acest an, cel mai bun tenisman moldovean Radu Albot a ajuns până în turul 3 al turneului, unde a fost eliminat de americanul Sam Querrey. În turneul feminin, Sloane Stephens este campioana ediției 2017 a US Open-ului. A învins-o într-o oră pe conaționala sa Madison Keys, scor 6-3, 6-0. Câștigătorii din acest an a US Open și-au îmbogățit buzunarele destul de bine. Ambii campioni au fost răsplătiți de organizatori cu câte 3,7 milioane de dolari.